Bună dimineața! Bine ați venit la această slujbă a Bisericii Emanuel. Veți să vă ridicați. Și chiar dacă suntem la distanță unul de altul și chiar dacă suntem afară, este un moment prielnic să ne închinăm și să-L lăudăm pe Dumnezeu. Și aș vrea să spunem astăzi cu toți împreună: Doamne, vrem să cunoaștem inima Ta, vrem să Te cunoaștem pe Tine și momentele astea care sunt diferite pentru noi, vrem să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Haideți să cântăm împreună! Suflă un duh nou de viață peste lumea ce se învârte în ceață. Ridică-ți poporul Tău sfânt să Te declare real pe pământ. Tu mi-ai dat un destin și o viață. O clipă am stat față în față. Mă ridic în putere și știu Dumnezeu e cu noi, în mine e viu. Să cunosc inima Ta ca să simt ce simte ea și aștept să-mi vorbesc. Tu, Iisus, în mine să trăiesc. Suflă un duh nou de viață peste lumea ce se învârte în ceață. Ridică-ți poporul Tău sfânt să Te declare real pe pământ. Tu mi-ai dat un destin și o viață. O clipă am stat față-n față. Mă ridic în putere și știu Dumnezeu e cu noi, în mine e viu. Să cunosc inima Ta ca să simt ce simte ea și aștept să-mi vorbești. Tu, Iisus, în mine să trăiești. Prezența Ta să mă bucur, Iisus, mai născut să mă închin. În prezența Ta să mă bucur din plin, mai născut să mă închin. În prezența Ta să mă bucur, Iisus, mai născut să mă închin. În prezența Ta să mă bucur din plin, da să mă închin. Să cunosc inima Ta ca să simt ce simte ea și aștept să-mi vorbesc.
Haideți să deschidem împreună Biblia la 1 Cronici, capitolul 29, versetul 10. 1 Cronici, capitolul 29, versetul 10. Și haideți să lăudăm și să-L adorăm pe Hristos și pe Dumnezeu cu aceste cuvinte. David a binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunări. El a zis: binecuvântat să fii Tu din veac în veac, Doamne, Dumnezeul Părintelui nostru Israel. Ale Tale sunt, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalți ca un stâlp mai presus de orice. De la Tine vin bogăția și slava, Tu stăpânești peste tot. În mâna Ta sunt tăria și puterea și mâna Ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Acum, Dumnezeul nostru, Te lăudăm și preamărim numele Tău cel Sfânt, căci ce sunt eu și ce este poporul meu ca să putem să-Ți aducem daruri de bunăvoie. Și haideți să rostim împreună următoarele cuvinte. Totul vine de la Tine și din mâna Ta primim ce Ți-aducem. Da, Iisuse, totul primim de la Tine. Prima această zi din mâna Ta și Ți-aducem laudă. Ne închinăm Ție. Doamne, aici, în curtea aceasta, suntem recunoscători că ne putem întâlni. Că nu mai suntem în case, Doamne, ci putem să fim în locul acesta împreună. Îți mulțumim că în numele Tău ne-am adunat și ceea ce ne unește este mântuirea pe care Tu ne-ai dat-o, Doamne, și iertarea păcatelor noastre, și venim să așezăm la picioarele Tale viețile noastre, să ne predăm Ție. Doamne, astăzi vrem să Te lăudăm, vrem să-Ți cântăm, vrem să Te preamărim și să Te binecuvântăm, că Tu ești vrednic, vrednic, și al Tău nume este mai presus de orice nume. Și, Doamne, în pandemia asta, în criza aceasta, Tu ești Dumnezeu, Tu ești în control, iar noi ne credem în Tine și Îți mulțumim, Doamne, că Tu nu ții cont de circumstanțe ca să ne oferi mântuirea Ta, ci ne-o dai în dar. Și Tu ne iubești la fel de mult, indiferent de ce s-ar întâmpla. Te slăvim, Tată. Sfânt în veci, mielul Domnului.
ai trimis pe Duhul Sfânt ca să lucreze. Mulțumim, o Tată, că ai dat pe Fiul Tău și ai trimis pe Duhul Sfânt ca să lucreze. Nu iubire ca a ta.
mulțumim lui Dumnezeu în rugăciune pentru că a rupt perdeaua și avem acces liber la Tatăl. Că prin jertfa lui Iisus astăzi suntem mântuiți și avem o moștenire în ceruri. Ești Domnul meu, mai sus de cer înălțat. Ești sfânt și drept, vrednic să fii lăudat. Ești Domnul meu, calea Tu mi-ai arătat. Ești neschimbat, vrednic să fii lăudat. Mâini către cer, azi eu ridic și mă predau Ție, Doamne. Cu vocea mea îți cânt mereu, dar Tu ești Domnul meu. Mâini către cer, azi eu ridic și mă predau Ție, Doamne. Vocea mea îți cânt mereu, dar Tu ești Domnul meu. Rege e Te, cer și pământ Te slăve, ești Dumnezeu, viața prin Tine o primesc. Ești Creator în tot ce faci, minunat. Al meu împărat, vrednic să fii lăudat. Mâini către cer, azi eu ridic și mă predau
vocea mea îți cânt mereu, dar Tu ești Domnul meu, ești Regele meu. Oh, ești Regele meu. Azi mă predam și ți-ți da tot ce sunt eu, Regele meu. Azi mă predau și ți-ți da tot ce sunt eu, suntem să îi mulțumim Regelui nostru. Sunt atâtea motive pentru care trebuie să îi mulțumim. Haideți să o facem împreună.